Schimbările în Republica Moldova trebuie realizate din interiorul țării, dar nu din exterior. Declarația a fost făcută de șeful delegației UE în Moldova în cadrul unor dezbateri publice. Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova nu doar asistență financiară, dar și tehnică în diferite domenii, cum ar fi economie, sănătate, industrie, construcție, energetică sau educație. Aceste oportunități merită a fi utilizate la maximum, dar pentru asta trebuie și de muncit foarte mult. Totodată, Tapiola a menționat că efectul de la aplicarea reformelor și asistențe din partea Uniunii Europene nu este imediat și necesită timp, dar deja se observă progres în astfel de domenii, cum sunt justiția, educația, energetica. În ultimii 5 ani, Uniunea Europeană a aprobat pentru țara noastră finanțări de peste 880 de milioane de euro. Banii sunt destinați dezvoltării infrastructurii rutiere, educației, sănătății, agriculturii și afacerilor.